Bună dimineața, dragii mei prieteni! Astăzi o să lucrez o să fac o pagină vintage. Să vedem dacă mă încadrez în maximum, să spunem, 10-15 minute. Am aici, am adunat câteva. Aceasta este căticica mea cea veche, pe care o folosesc mereu. Am aici niște note muzicale, iarăși o pagină dintr-o altă cărticică. Acesta este un suport pentru tort, pentru prăjituri. Deci, și diferite câteva ștampile. Aceasta să spunem că o fixez în colțul paginii. Și pe hârtie neagră, am un caietel cu hârtie neagră. Okay. Se vede? Cred că se vede. Nu merge cu asta. Nu-mi place. Ok, asta.
colaj. Astăzi. Ok. Ce să mai pun? Ce să mai pun? Hai să vedem. Am luat un caietel foarte frumos. Este de la Acțion. E un magazin aici. Nu știu dacă există în România magazinul acesta. Are niște poze foarte, niște... Ele se pot desface, se pot pot scoate de aici. Nu sunt stickere. Pur și simplu le lipești tu. Uite, de exemplu, acesta. Ce să aleg? Să vedem pentru... Să aleg floricele, niște flori. Vrem să le scot cu grijă. Aceasta, să spunem. Ce mai are? Și aceasta? Să văd dacă găsesc ceva mai înalt. O scrisorică. Ce mai aleg de aici? Am văzut ceva. Sunt tare frumoase și prețul nu este chiar deloc scump. E ceva în jur de 2 euro cărticica aceasta. Sau o ramă. Am văzut aici. Uite o ramă. Rama aceasta este frumoasă, mai se poziție că îmi place mai mult, se potrivește mai mult. Mai
ia să o scot. Ok. Da? Cred că este de ajuns. Să vedem cum le folosesc. Cum acesta se scoate. Și o pot folosi în alt proiect. Să spunem ceva de genul acesta, aș vrea, mi-ar place. Hai să pun și ceva din cărticica aceasta veche. Să caut o pagină. De aceasta am mai folosit-o în proiectele mele. Chiar îmi place tare mult. Dar cum o folosesc? Să caut un... Vreau să fac colțul. Am aici niște ștampile pe care aș putea să le folosesc. Ia să vedem pe care, pe care. Aici, aici jos cu ștampilă albă. Pentru că deja ea este închisă. O folosesc așa. Cu negru, nu cu negru. Să văd cum de. Nu mă pot hotărâ. Cum să fac? Ok. Hai să vedem dacă pun.
Hai totuși să folosesc și... E chiar frumos. Ok. Și în colțul opus. Aici nu se vede prea bine, dar e ok. Chiar îmi place. Acum să se vadă și să o supun pe aceasta. Aceasta. Așa și cu... Sau mai era o ramă simplă. Pentru că tot pun flori. O secundă, că am găsit, am văzut eu o ramă simplă. Simplă, 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 simplă. Aceasta. Aceasta. Mai e alta? Nu cred. Aceasta.
să vedem așa. Sau mai bine așa pus. Iar ele să fie băgate de desubt, aș vrea. Nu se lipește. Ok, acum e ok. Aceasta dau sub act de desubt și s-o scot afară. Aceasta la fel, ceva de genul acesta. Și mai este aceasta care tot de desubt. Acum s-a lipit. Decât să o deslipesc, să le dau pe desubt. Așa. Ok. Așa. Aceasta, eu zic că mai și aceasta așa, așa, acestea le lipesc și pe ele. Ok. Ok. Acestea le folosesc la alt proiect. Ok. Ia să vedem că am niște bandă colorată. Nu, aceasta. Să vedem unde are capătul. Unde ai capătul tu? Serios? Capătul aici. Da. Da, gata. Ok. Mai am, dar nu. Ce aș mai vrea să mai folosesc? În partea de sus, aici. Scrisorica, care o pun și pe ea.
pe care o să scriu. Și aici sus să găsesc niște cuvințele. Să vedem ce găsesc. Acesta, să vedem dacă găsesc ceva, niște taguri sau ceva fain. Here. Am aici positivity, grateful. Colaj puteți face și cu copilașii. Bineînțeles că ei nu trebuie încurajați să stea pe calculator foarte mult, pe jocuri și alte cele. Și colajul este o activitate care îi poate... le poate dezvolta creativitatea. Foarte mult, chiar extrem de mult, pot să spun. Am zis să-i dau o formă cumva.
grateful. Voilà. Ok. Hai să mai pun ceva în colțul acesta. Parcă lipsește totuși ceva. Să mai găsesc o floricică, ceva pe colț aș vrea. Unde am văzut eu? Ia să vedem de aici dacă pot, că ia caietul ăsta e foarte colorat și are niște floricele tare frumoase. Ele sunt dublate, văd. Ok, aici. Nu. Aceasta, să spunem. Trebuie să vedem dacă mai este altceva. Aici nu. Nu, nici asta nu. Hai să vedem în asta dacă găsesc ceva. Aș putea să folosesc în colț. Am un ambalaj care chiar aici. Da, de ce nu? O floare pe care pot să o tai exact de aici. Ia să trag cu rigla că să fiu sigură. Ok, ia să o retușez puțin.
Și e prea lungă și mi-acoperă. Nu, nu mai e aceasta, nu mai floricica atunci. O tai și nu mai floricica, o decupez până la urmă. Hai să decupez și frunzulița. Așa? Da. E chiar foarte frumos și se potrivește, zic eu. Hai să-i fac puțin marginile. Am o ștampilă. Da, ea e nouă. Secundă să-i scot. Ok. Se vede? Se vede. Aceasta este pagina pe care am făcut-o astăzi. Cred că este gata. Da? Deci, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Și sper că... Haideți să aplic puțin și pe aici. Și pe aici. Da? Încolo aici. Ok. Sper că v-a plăcut videoul meu de astăzi și v-a inspirat. Este o ceva foarte simplu, pur și simplu o pagină simplă care se poate face și de către copii, bineînțeles. Și cu
ceea ce decupați din reviste, din ziare, din diferite cărți vechi, noi, pe care le aveți, le puteți antichiza, să spun așa, cu aceste margini. Eu mai am, eu am o, pentru ștampilă, dar puteți pur și simplu cu, aia pe aceasta am folosit, am pus culori pe ea, cu make-up, de exemplu, se pot face. Da? Se vede? Da, și puteți crea lucruri foarte, foarte, foarte frumoase și iar acest colaj art journaling nu trebuie, deci la acesta, pur și, la această tehnică, aceste tehnici nu trebuie o, nu trebuie o experiență ca la pictură. Pur și simplu îți cauți diferite părți din ziare, din reviste, din cărți vechi, le decupezi, le lipești în diferite poziții, le rupi efectiv, nu neapărat trebuie decupate, și se pot crea tot felul de pagini care să vă inspire și mai mult data viitoare, să puteți să creați și mai, să spunem, să vă perfecționați în timp. Nu există perfecțiune în, în artă, în artă, și aceasta este o artă, nu există perfecțiune, asta să fie foarte clar. Perfect nu există. Dacă mergeți în muzee, de exemplu, și vedeți picturile vechi de ani de zile, de zeci de ani, sute de ani, nu sunt perfecte. Deci ele nu sunt perfecte. Deci perfecțiune în artă nu există. Lăsați-vă imaginația să funcționeze, o lăsați liberă și veți crea lucruri frumoase. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă rog să vă abonați, dar și dacă vă place, normal, dacă vă place ceea ce vedeți, ceea ce prezint eu în videourile mele, vă rog să vă abonați la canalul meu și eu o să încerc chiar săptămânal să postez câte un video sau chiar două, cu pictură, cu colaj, cu art journaling. Da? Și chiar, de ce nu? Să văd, să-mi arătați și mie ce anume ați lucrat dumneavoastră. Am văzut în România, eu nu sunt în România, sunt în Austria, dar am văzut în România oameni care chiar, deci extrem de talentați, extrem de talentați, care lucrează tot felul de crafturi handmade, tot felul, de la mărgeluțe până la pictură și deci aceasta este, care pot, deci pot crea tot felul și creează, deja am văzut pe Facebook o groază, o groază, o mulțime de oameni talentați. Iar YouTube-ul este gratis, care, deci efectiv poți arăta ceea ce, și ai o șansă să arăți și Facebook-ul, atât cât se poate, că pentru că Facebook-ul are anumite restricții, și reclamă foarte mult, am observat în ultima vreme, puteți arăta ceea ce lucrați și puteți inspira și alți oameni. Vă mulțumesc tare mult încă o dată că m-ați urmărit și la revedere, o zi bună și multă, multă inspirație să vă dea Dumnezeu!